Bună ziua, prieteni! Prieteni, suntem pe canalul Patroana de la Străhaia. Prieteni, am adus varză acasă cu ursul cu Georgiana. Acum, o las-o pune mâine, păi mâine vedem când o punem. Da, prieteni. Acum pusei să fac o țără ciorbă de vită pentru Leo. Muncă multă alergătură, prieteni. Pane, să iei de mijana aia cu ursul, să o duci acum peste, să vedem, să o duci în beci, când vine ursul afară. Să o duceți în beci, pui un pic de ulei, ia vezi, mai e ulei, să pui peste ea. Ca să nu mai bea Leo deloc, gata, pauză. Înțelegeți? Alin, ce face acolo și Mihaela? Alin mâncă și el cu mamă sa pe sală, acolo pește, mirosâră toată casa, prieteni. De care de gătit? Hai? De gătit ulei? Da, de gătit, să pune pe vin, tu nu știi? Nu știu. Vezi dacă este ori nu este, mi se pare. Ia vezi jos, jos acolo. Jos, panete, jos la dulap, mă, ții de acolo. Jos acolo unde-i bulionul, nu unde-i bulionul ăla. Nu e? Lasă-l și așa, dacă nu e. Lasă. Duce, duce că vine ursul acum, duce. Dincolo duceți. Am nigăre mole ăsta vinul ăla de acolo. Să știm că l-ați dus, ursule. Hai. Și așa e, prieteni. Vai, barba, cu șei pentru mâine, păi mâine vedem. N-am luat niciodată eu varză așa târziu, am dat dublu pe ea, 30.000 pe kilo și l-ai luat oamenii cu 15.000, cu 20. Asta este, prieteni, dacă am pus-o târziu. Ce e? Ce e, bă? Hai luăm începul ăla înainte și fie. Dar bagi mâna în cuvânt. Vezi că e furtunul ăla pescar acolo, să nu mă încurcați. Nu pusără și voi un sac ceva pe de jos. Așa. Ia fetează, ce faceți? Hai. Ce faci, bă, Ale? Tu supărat ești tot timpul, bă. Ia vorbește și tu la panii mei. Hai. Vorbește și tu, mamă, pe... Hai. Filmare, filmare. Vezi să nu cazi pe câine, Leo. Vezi să nu cazi pe câine. Mojerilă, Samen. Du-te că am făcut ciorbă, bă, pe aragaz. Prinde becul, bă, să se vadă. Bă, că vete, vorbește și tu pe ăsta. Vorbești? Da. Ce vorbești? Loredana, unde te duci? Până la ursul. Unde vă duceți, copii? Unde nu-i treaba ta. Ha, ha. Unde nu-i treaba ta. Vezi cum vorbește copiii, nepoți care te omor de ei. Da. Nu se omoară Leo de ei. Da. Băi, ia și tu geanta aia, adu un coace pe ăsta. Te rog eu. Adă geanta de acolo, n-auzi? Bag-o pe ăsta, că seamănă urât, așa. Bă, adu-n coa, adu-n coa, adu-n coa, pune-o cu lea. Mă, pune-o cu lea și stai singur, pune-o cu lea. A. Gata, nu mai e. Am vândut-o. Aia e bălăcăreală de la Anc. Asta. E bălăcăreală de la Anca. Asta? Da. Stai să vorbi pe tine. Ori beai, vezi, da, pe mine. Loredana, vină-mi cu asta. Ăsta e revenirea nebunile, bă.
Ce vor să pe mine? Nebun la cap ăsta. Nu, sunt pe mani că maraha mea. Maraha mea ca na tine, că și dai mie pe... La păr și eu pe tine. Ia și bear, ia și bear. Dă la veceu. Să mă iartă Dumnezeu. Nu mai ideți pe eu, că am pus ulei. Păi dacă căz. Și te vei și un pahar. Am pus ulei peste ea, gata. Păi ce? Nu înțelegi? Și ce ai băgat în ea? Păi nu vrei să ai și tu de Crăciun. Nu, dar ce vin ai băgat în ea? Ce vin? Apă minerală am băgat. Cum ai băgat apă minerală? Apă, păi dacă nu mai revin. De ce ai beut? De ce l-ai beut? Din mea și tu, unde ești? Dă-mi să beau o pahar. O băga tine, le poți fie. Hai, băga tine. Unde ai fost pani? Bă, unde? Ce ai făcut cu ăsta? De ce îl pune aici mine? Bă, pane, dai bine să-l omori. Oțet. Pune. Bagă-i puțin că-i oțet. E oțet, a crește picatul meu. Bagă pane. Bagă că-i bețivan. E bețivan, l-a lăsat muierile. L-a lăsat muierile. Bagă furioralul, Mărin. Păi e mustă sau patroană? Cred că e must unde l-am căutat, tate. E must, e ce mult. Vezi, luați apă. Ce? Pane, du-te întoarcești tu în mâncarea aia, să nu se prindă macaroanele. Loredana, aduce și voi vinul acolo. Manule. Ce facem, Malin, cu acesta om? Ce facem cu acesta om? Vărța, vin pe mine, căutați să mai desfacă, dar mișana iar. De ce? Să mai bea. Și găsesc sticla de mus, bine că găsesc mus. Doamne, ce figă. Figă, Aline, că n-ai franel de lână pe tine. Acum să poartă franel de lână. De lână? De unde de lână? Să țină la spate. Da. Ce mai zici tu, Aline? Viață grea. Da. Ce ai vorbit tu cu mamica ta? Nimic. Nu se împacă cu tatăl. Ce a zis? Nu știu, n-am vorbit despre asta. Spune corect, Aline. Da. Îl însurăm pe tată ori nu? Spune cum dai tu adevărul. Da, însoară. Ha? Da. Că nu mai se împacă mama ta. Da. Păi spune cu gura la pani. Nu știu că nu trebuie la asta. Nu mă prinde aia aici. Tu ce ai supărat, ursule? Te văd așa, supărat, tot timpul. Tot timpul. În loc ai luat și tu muiere să fii viață, să râzi, să glumești, tu ești tot supărat. Hai? Dar ce se aude aici, hidroponul ăsta? Aline, ce se audă ursule, idofon? Asta este prieten. Prieten mai lua papuce așa cum sunt de căldură. Cu papuce ea merea plic. Da. Și câinii ăștia fac dezdeastru, prieten. Facem noi dezdeastru, dar și câinii ia papuci, ia hainele, ia tot. A luat saci de cartofi din sufragerii, le-a înșirat prin curte, a tăiat sacul. Le-a luat în gură cartofi, bă, alea câinii ăștia. No, nu-i bine, prieteni. Prietenii a zis, Sanca, că fac eu murdărie. A făcut pe hol, pe casa nouă, prieteni. Mirosa pește, mâncare, prieteni. Ca să nu mai ne vadă, prieteni, a plit pește acolo. Și mirosa toată sala și-i pusă și ea.
lui Alin să-i zică că i-a dat de mâncare. Dacă ar bănui pe Alin, ar pleca cu el. Dătea interesul, nu să stă acasă. Să stă acasă, să omoară de copii ai mici și o înlărez de Alin. N-are grija lui Alin, prieten, că dacă avea grija, cât am stat 3 luni, 4 luni la spital, venea să stă și ea pe lângă Alin, să-i bagă în gură măcar. Prietene, am văzut că ea nu mai bănuie pe Alin. Face din gură așa că bănuie. Femeia aia e pusă să facă ce vrea. Nu mai ne interesează, prietene. Bă, nu i-ai pus șorbă, Vane, nu i-ai pus șorbă de bită de aia. Hai! Mă duc, că fără mine zic eu să stau și eu. Da. Aline, tu ai mâncat și cu mamică ta pește? Acolo pe hol? Bravo, Aline. Prieteni la voală. Dar carnea asta de ce e? De vită, mamă, de vită. Deci trebuia piață, mă. Prieteni, bună seara la dumneavoastră. Fii și eu aceasta prasamă. De vițel. Să mănâncă copiii. Mi s-a terminat, dar sorba mâncat. Le iau două prasoane, eu unul, mâncare și copiii. Acum ursul nu mâncă, la lini. Eu fac prasam acum, la tigare. Ursul nu mă bag la pregătirea lor, ce fac ei? Georgiana... Fiecare, uite, prieten, face și ce le place să filmează și Georgiana. Nu. Nu, mamă, vorbesc eu prietenii, că așa înțeleg. Dar faceți și voi să filmați. Nu, noi facem telefon. Da. Facem tot ce să facem. 8% am înțeles. Dar ursul nu prea mânca prietenii. Da. Și da, mănânc ca stam acum și de aici cu ceva, dar tu nu vezi. Și asta este prieten, afară e ploaie, prieten grozav. Îți vine să stai la căldură, să stai, stai ce mânca, să ai bani, să ai, dar nu prea, ce să facem, asta e. Și ne caută hoți de-ageaba, ce să ia de la noi? Ce, cartofi, o să-mi zice Georgiana, ce să ia de la noi? O să ia dosare să le bagă la pușcărie, ca pe aia, ați văzut unde au murit pe ăla la Sibiu? Că l-a prins, le-a prins pe oți. Așa zic oți. Da, oți și ăștia care fac scandalul, se zice că nu mai le găsește nimeni. Că pun cagule pe cap și nu mai le găsește nimeni. Dar ați văzut ăia de la Sibiu care l-a omorât pe el, a pus cagule pe cap, dar tu l-a găsit. Tu le-a găsit. Ați văzut că am văzut și eu pe filmări acum că le-a găsit. Orice să facem viața asta, brăstăm curvăria, hoția, e brăstămată, prieten, zicea bunica de-a mea. Și că curvăria, hoția, tot iasă într-o mie de ani. Tot ce să faci. Că zice orice om, fac hoția asta, dar nu mai știe nimeni. Așa e brăstămată, hoția și curvăria, a spus bunica mea, să iasă într-o sută de ani. Și tot iasă. Așa ăștia care umbră pe stradă, ce vrea să facă, cine le-a spus, tot trebuie să iasă. Înțelegi? Tot să duc la pușcărie și până să te ieși a făcut. Da. Prieteni, eu am avut ocazia, cât dușmani am avut eu, cât am avut pe Magan, atunci când a luat-o pe Lumina. Și cu mirea mea de supărată, puteam să pun și eu un om de ăsta, vă dați seama. Dar n-am vrut să fac așa ceva, bare un urtul a vorbit cu el la telefon. Noi n-am vrut să facem, că noi am văzut ce-i pușcăria, prieteni.
Și alții care n-a făcut pușcăria nu știe ce înseamnă. Să pui un gos, să pui pe cineva. Nu știe ce înseamnă, prieteni. Când e răcăjit, când e supărat, atunci spun, da, fac și pe aia și pe aia. Dar până mă te răzgândești, dacă ești om ca lumea. Dar un prăfădit care nu mai se gândește, zice, hai să omorâm, mai se poate, dar nu-i bine. Că nu mai vede câtă femeie a fost cu mine acolo în pușcărie. Doamne, ferește, de omor, de toate astea. Da. Orice se plătește în viață, ce greșeală face. Da. Așa e, prieteni, să plătește orice se face. Orice greșeală, orice se face, să plătești în viața asta. Că mi-a zis el, marele filozof, Guță Nicolae. Da. A zis, am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu, greșeala să plătește. Așa a zis, marele filozof. Nici nu mai am curentul ăsta. Da, le încălzăm dimineața, nu noaptea. Wow. Să le încălzim o prăvă, prieteni. Ce, Câte ceas acum? Un sfert. Câte? Un sfert. 8 jumătate. Nu-i târziu. Eu că zic că-i 10 și 11. Nu, e pentru noaptea mare. E noaptea mare, ursule, într-un an. Tu ai văzut ce? Eu mă scur noaptea și tatăl să-mi scoară. Da. Dar voi, tineretul, nu vă ajunge noaptea. Nu, nu. Stai să nu vă culcați aici. Mai avem depresie. Nu mai zi așa, mă. Stai să nu vă culcați asta aici. Dacă nu dormi și nu se bădine creierul, mai depresie. Păi da, dacă nu se ca Olga. Vezi? Nu dormi noaptea, toată ziua, cât am stat cu ea în București, la apartament. Atâta mă zăpăcea, băi, ursule. Eu veneam supărată, veneam de la spital. Și spuneam, bă, Olga, du, bagă culcă-te să liniștească capul. Toată ziua pe TikTok, cu toți prietenii, cu toată lumea, a suna, vorbea cu fete, cu băieți. Păi numai că mă scotea din sărit. Și-mi venea rău. Și din cauza asta nu o suportam și se certa cu mine. Vezi, trebuie să doar nu fie rău să nu păi da. Și mai aveam un așa la Herculane și spunea, dacă nu stai să odini, să doarmă, să odinească creierul la cap. Da. Da, mie mi-a părut bine când a închis TikTok-ul la lui tatăl tău. Da, și uite, de acum i s-a scârbit de TikTok. Serios? Da. Dar vezi, Dumnezeu, credința mea
Că numai toată ziua îi se roșea cap. Și eu am stat prima dată pe TikTok. Și pe urmă când am văzut că e o bosală, când mi se încălza capul și nu mai suportam. Și spuse și el acum, bine, zice, lasă să stau liniștit la cap, zice. A văzut acum. Păi când era la Mihaela, la Pitești, la Alin, toată ziua, TikTok. Doamne, păzăște! Și mi-a părut bine că a făcut aceștia oameni. Să mâncați. Seara care și mama, mergeam la pușcărie și ce ziceam eu, ursule, cred că și tu ziceai tu la fel. Doamne, du-ne acasă să stau în curtea mea, în patul meu. Doamne ferește, am zis să mâncăm ceapă cu pâine, dar să fim liberi. Și de-aia nu pot să stau pe cameră cum stă mamă, că ai văzut? Cum să ia pe cameră? Doamne, nu mai așa pare, nu pot ce. Nu mai vorbesc, mamă. Nu mai vorbesc, mamă, dar trebuie să avem în familie liniște, înțelegeri. Tatăl tău a stat mult, a pătimit, a stat în comă, mamă. Opera la creier, i-a luat jumate din creier și acum zice că să, cum a zis medicii, nu știu cum, că să crească ăla, nu știu cum, să dă să facă din nou, cum să zici. Și vezi, și ea îl mai brastă, mă, ea vorbește de rău, nu vrea să înțeleagă. Uite, a chemat-o să ducă să facă cu el în filmări și nu vrea. Cred că promisea undeva ceva la cineva. Și nu vrea să vadă aceiași oameni că se împacă cu tatăl tău. Da? Dacă vrei liniște în casă, oprește-te. Păi mă opresc, mamă. Nu vorbești pe poartă, ia pe poartă, dați-vă cap. Hai, dar ție-ți place că stă fanii acolo și are grijă de el. Patrona, eu nu vă suport în mod egal. Spune, ție-ți place? Tu ți-ar place așa? Spune. Nu. Și tot am fost la farmacie, dar mi-a luat o siringă de 10. Ce aia? Ce nu aveți? Nu siringă, nu siringă, și nu mă supără. Ei, patroane, știi, alea, n-am găsit un fel. Forme. Nu, forme, alea, unde zi de alea? Unde zi de alea, știi? Unde zi de multe, sunt în lădița aia de jos, e sulul de puțin. Dar nu știu. Ce-i alin? Alin, bă. Ce-i alin, îți place pe așa, mă?
Și ce vrea să mă închide aici, de lucru. Mai revenim.